Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de Overwatch în care o să vedem dacă lumea are Hex sau face Griffing. Domstort, hai să nu fie pe DAS 2, te rog. Urăsc mapa DAS 2, deci te rog, pe DAS 2, te rog, te rog. Și dacă e, aia e. Se mai întâmplă, frate. Dar sper să nu fie. Așa dacă vă place această serie, dați și voi un subscribe la canal și o să o continuăm. Liniștiți! Inferno! Hai să vedem, fraților, ce face băiatul ăsta. A fost raportat destul de târziu. Hai să vedem. Deci înseamnă că n-a jucat chiar obvious. What? Ok! Avem un hacker din nou sau? Nu se știe. Chiar nu se știe. Chestia asta n-am văzut-o prea bine pentru că mă uitam pe-al doilea monitor. Dar hai să vedem. Dacă tipul are aim. Ok. N-am făcut nimic runda asta. Suit apartamente. Ce-a fost chestia? Adică i-a zburat ținta instant sau a fost ceva de la ăsta? Nu știu, nu sunt sigur. Hai să dăm un pic de speed up. Ia uite, 6 de PPS-uri avem. Da, glumeam. Hai dăm un pic de speed up. Ce avem noi aici? Fuck, eu dau flash. Ok, un kill normal. N-a fost nimic suspect aici. Aici trage prisma o caiera, nimic interesant. Aici ai nimic interesant. Nice, și hai să vedem ce aici. A fost omorât, ok. Interesant. Aici pe auto, logic, o să dăm fast forwarding și aici o să dau fast forwarding. Yeah. Aici nu se întâmplă nimic, atipii s-au dus, deci o să dăm un fast forwarding. Ia, ia, că-i tipul ăla acolo, întero. Ce se întâmplă? Ah, nimic suspect și runda se câștigă. Nimic suspect, văd, nu văd nimic suspect la tipul ăsta. Chiar nu văd nimic suspect la tipul ăsta. Nu sunt sigur de ce a fost raportat exact. Wow, mane, stai, ce faci? Ce ți-a făcut săracul cu perete? Un pic suspect de aim a fost acolo pe banana, dar n-am fost atent la chestia. Ah, și pe și acolo la A, da, nu cred că ar avea aim. Nu sunt sigur de chestia asta. Ia, yeah. Hai că vin banana, băieții, deci avem acum cum să facem, ia. Yeah. Ok, un headshot normal. Hai să vedem. Nici nu ești în tare să... Ok, alt kill normal pentru că l-a auzit pe tipul ăla. Wow, mate! Ok, nu sunt sigur ce a fost chestia asta, dar e ok. Au câștigat runda cei de la Tero. Foarte frumos, foarte frumos. Ca la carte. Aoleu, pierd runda, băieții, urât. Un kill, nice. Fă nimic obvious la tipul ăsta, având în vedere că nu îi face snap ținta decât în unele locuri. Eu făcut, da, nu cred că... Poate o fi fost ceva lag sau chestii, nu cred că s-ar putea... Oh, mama! Oh, nice, un kill prin smoke. Poate pe asta o fi și fost raportat, ea. Că sunt eu curios, acum îi poate auzi pe ea cum se bustează. Și a fost doborât la pământ. Ok, hai să vedem ce runda aceasta. Se duce pe mid, aparent, și n-are nicio armă. A, dă eco. Și a fost omorât, ok. Așa cum au cumpărat toți, el și-a luat un AVP. Ok, să vedem dacă dă prefer sau ceva. Ia. Yeah. Se uită la bus. Inhuman reactions. Wow! Stai, frate, te dai de gol acum, fix, acum te dai de gol, frate. O da double scope fix când era ăla să vină, asta îmi place. Ok. Bam, nimic nu s-a întâmplat, ok. S-ar putea să ia runda asta, nu sunt sigur. Ia. Yeah. Double, ăsta, double scope-ul ăla de acolo. Oh, nice, good job, good job. Tot este bine.
Hai să vedem ce se întâmplă acum. De iară Inhuman Reaction. Bă, da. Cum dă așa de repede? Like, dracu, nici Kenies nu are reacțiile astea, ești nebun. Acum încearcă să dea... Așa, nimic nu s-a întâmplat. Încearcă să dea wallbang, deci majoritatea hackerilor care încearcă să ascundă tot dau wallbang-uri averea, știi? Deci, da. Sunt mulți factori care arată că unui hacker sau nu, chiar dacă nu se vede hack-ul, cum majoritatea silverilor. Ia uite aici, flick-ul ăsta, de exemplu, nu a fost chiar obvious, dar hai să vă arăt ce e obvious, ia uite. Ia, ia, asta e obvious, ați văzut? Deci ăla nici n-a apucat să tragă tipul, că deja el s-a întors. Asta e faza, deci el e atent cu o coada ochiului, ia uite. Se uită așa, el nu știe unde să se uite. Ia, acum se uită așa, o să vedeți, dacă se uită acum prin perete, adică dacă se uită la perete. Ia. Ia. Chiar habar nu am ce să zic. Habar nu am ce să zic, bă. O să dau un suficient, pentru că nu sunt, opa, nu sunt sigur. Deși aș crede că are wall. Nu știu ce să zic, chiar aș crede că are wall. Pentru că dă foarte suspect. Adică are reacțiile alea, știi, și tipii ăia care juca cu ei nu părea o rank prea mare la cum trăgeau, așa că rankul ăla să dai prin Human Reaction ăla, nu știu ce zic. Abar nu am, eu să zic, cred că are wall, nu sunt sigur, deci chiar nu sunt sigur, deci, da. Dar în caz de am dreptate o să-și ia ban, în caz de nu am dreptate nu o să-și ia ban, deoarece trebuie mai mult să facă o pro. Deci dacă 15, de exemplu dacă 20 zic că are hack și încă... Nu, de fapt nu, sunt 20 care se uită pe tine. Dacă 9 zic că are hack și 11 zic că nu are hack, nu o să-și ia ban. Dacă 11 zic că are hack și 9 zic că nu are hack, o să-și ia ban. Așa că eu sunt aproape sigur că are all. I-aș fi dat pentru ăsta, adică trigger boot. Dar nu cred că are trigger boot, mai mult zic că all, pentru că în unele faze au fost destul de suspecte. Așa că o să dăm submit. Deci, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai vreți alte episoade de Overwatch. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!